trecem la joacă. Îl invit pe Cristi Badea de la Dragonheart să ne vorbească despre o companie care se joacă cu inovația. Mă uitam așa că dacă primeam testul ăsta când eram mic, ăla cu vezeaua, cred că aș fi fost foarte complexat în viață, de mult. Aș fi rezistat 10 secunde cu acea vezea. Bun. N-am prezentare. Am un telefon ca să mă uit, să văd că nu durează mai mult de 15 minute, pentru că îmi place să vorbesc foarte mult despre mine. Numele meu este Cristi. Sunt unul dintre cei 3 cofondatori de la Mabelheart. La Mabelheart facem jocuri. Simplu. Atât. Și astăzi vorbesc despre 3 lucruri. Toate sunt legate de inovație și le-am notat aici. Prima chestie. Inovația trebuie să facă parte din ADN-ul fiecăruia. A doua este că inovația nu trebuie neapărat să fie complexă. Și a treia, e foarte important să avem o balanță între inovație și replicare. Să vă povestesc așa puțin despre ce facem noi la Mabelheart, cum am început și unde suntem acum. Și ușor, ușor, de-a lungul acestei povestiri, o să punctez fiecare dintre cele 3 puncte. Am început acum 2 ani și jumătate, împreună cu 2 colegi, în Dublin, la un accelerator de business. Nu am avut aproape niciun bani în buzunar, aveam doar o idee și foarte, foarte multă dorință de a face lucruri extraordinare din punct de vedere al jocurilor pe care le dezvoltăm. Astăzi suntem 30 de colegi, foarte, foarte, foarte inteligenți, majoritatea mai inteligenți ca mine, care probabil n-au bucat pe seaua după 5 minute. Suntem în top 5 companii din Europa, când este vorba de jocuri de Facebook. Și de asemenea, nu, chiar sunt în top 5 companii din Europa, chiar dacă microfonul meu nu a fost de acord cu mine. Iar în momentul de față, încercăm să aim as high as possible și să ne ducem în top 3 sau chiar pe primul loc în Europa. Ce facem noi? Facem un singur joc. Simplu. Solitaire. E cineva care numește jocul solitaire? Mâna pe sus? Ai fost un pic ciudat acea persoană. Plecam de la premisa că inovația nu trebuie neapărat să fie complexă. Iar, practic, un joc de solitaire este un joc foarte, foarte, foarte simplu. Ai un joc de cărți, e un puzzle și trebuie să trimiți toate cărțile sus. Care este inovația în tot acest proiect? De ne-a adus pe noi tocmai în punctul în care suntem acum. E un joc de solitaire pe care îl facem la dublu. Asta e tot. Atât. De fiecare dată când vorbeam de inovație sau auzeam lucruri de genul acesta în trecut, mă gândeam așa la lucruri foarte complexe. Mă gândeam la lucruri pe care nu mi le-aș fi imaginat niciodată că aș fi putut împreună cu echipă să le realizăm. Și totul s-a schimbat acum 2 ani de zile. Când am început business-ul, am avut un business plan foarte bine pus acolo și ne-am dat seama că este nevoie de foarte, foarte mult cash în spate pentru a susține un astfel de business. Oricine poate să facă un joc, foarte puțin oameni pot să facă un joc de succes care să fie jucat de milioane de utilizatori. Și pentru chestia asta aveam nevoie de o finanțare, aveam nevoie de un băiat ca Benjamin. Și în acel moment am început așa, să călătorim mai multe țări ca să găsim oameni precum el, cărora să le cerem bani și să facem jocurile noastre. Și una dintre evenimentele la care am ajuns a fost un eveniment numit Global Innovation Summit în Silicon Valley, acum 2 ani de zile. Noi am mers acolo pentru expunere, am fost acolo mai mult ca să cunoaștem oameni noi. Am participat la un concurs și la concursul acela erau mai multe companii, una dintre ele din Statele Unite, care își mișcai cursorul pe ecran cu ajutorul ochilor, fără mâini, fără mouse. O altă companie care era o rețea socială în Egipt, care reușise să declanșeze în acel moment o revoluție. Și eram și noi, cu joc de solitaire. După ce am avut prezentarea, la sfârșit am fost să plecăm și exact când să ne plecăm exact în dreptul ușii, ne-au oprit organizatorii, a zis, stați puțin, că trebuie să auziți ceva. Și am primit în acel moment premiu pentru cel mai inovativ proiect din acea competiție. Și chestia asta ne-a dat așa puțin pute ca, bă, what the fuck, cam un joc de solitaire. Ea mișcă cursorul cu ochii, asumă.
Și în acel moment, practic, a realizat că ceea ce avem noi percepție ca și în față este total diferit de ceea ce considerați. În acel moment, jocul nostru a început ușor, ușor să prindă din ce în ce mai multă tracțiune. A început să aibă mai mulți utilizatori, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milion, 10 milioane, 15 milioane. În momentul de față, este un joc jucat de peste 1 milion de utilizatori, worldwide, și ca să pun așa în perspectivă, cred că cel mai vizitat site din România are undeva în jur de 200.000 de utilizatori în fiecare țară. Bun. Deci, din punct de vedere al inovației, nu trebuie neapărat să fie complex. Nu trebuie să ne sperăm de inovație, nu trebuie să gândim lucruri extraordinare, poate să fie într-o chestie atât de minoră precum un joc de solitar. 5 minute. Primul punct. 5 minute. Al doilea punct. Inovația trebuie să facă parte din DNA-ul tău. E un lucru foarte, foarte important la care ținem foarte mult. Practic, fiecare decizie de business pe care o luăm, fiecare decizie pe care, acum când o să mă întorc la birou, o să iau alături de colegii mei, trebuie să aibă o doză mică de inovație. Iar inovația aceea, practic, trebuie să facă parte din ADN-ul nostru. Ca să dau un exemplu. Tot pe la începuturi, ne era destul de greu să găsim un venture capitalist, un om care are acces la anumite surse de bani ca să finanțeze proiecte precum cele ale noastre. Și mai ales era foarte greu să facem acest lucru în condițiile în care avea o competiție foarte, foarte, foarte mare. Worldwide. Imaginați-vă cum arată viața unui venture capitalist. Este un om care are soție, copil, doi copii, probabil și un cățel. Are probleme cu școala, cu copilul cel mic. Probabil soția consideră că nu îi acordă foarte multă atenție. Primește cam 10 telefoane de proiecte noi în fiecare zi. Și în acest timp trebuie să facă parte și din bordul a cel puțin 6-10 companii. E o persoană foarte, foarte ocupată. O persoană care întâlnește zilnic cel puțin 5 persoane care vin să ceară bani. Atunci când te întâlnești cu un astfel de om, e foarte important să aduci ceva în plus. Să aduci acea mică picătură de inovație. Și unul dintre lucruri pe care l-am făcut a fost să le facem logo-ul roșu. Și practic eram singurul din cameră în acel moment care aveam tricoul roșu. Și am foarte mult în evidență din punctul ăsta de vedere. Al doilea lucru pe care îl făceam, când aveam prezentat de acesta în fața unor audiențe de venture capitalist, era ca unul dintre founder să stea pe scenă și celălalt să stea la ușă. Dacă cineva ieșea, chiar dacă trebuia să ducă la toaletă, noi nu îl lăsăm să iasă. Efectiv, îi nu lăsam să iasă. La modul, te rog frumos, durează 3 minute, nu durează mai mult, tata. Trebuie să auzi ce zicem, tata, știe nu vechi. Nu, pe bune, stai puțin, 3 minute, hai că rezisti. Lucruri pe care alte echipe nu le făceau. De asemenea, eram exagerat de nerfanți. Pentru că mergeam și ne băgam în seamă cu toată lumea, chiar mergeam și vorbeam peste anumite persoane. Preferam să fim cunoscuți drept oamenii care sunt foarte enervanți decât oamenii pe care nu știe nimeni. Și chestia asta, practic, aceste mici picături de inovație în abordarea unor oameni atât de ocupați precum cei, precum acești investitori, ne-au adus în punctul în care am reușit să ridicăm o rundă de finanțare foarte repede. Bun, am mai trebuit 5 minute. Sunt cam mai trebuit 5 minute. Da. Și ultimul lucru. Balanța dintre inovație și replicare. Am considerat eu așa în vocabularul meu limitat că replicarea ar fi un antonim față de inovație. Aici este probabil unul dintre cele mai importante lucruri, pentru că inovația presupune destul de multă energie din partea noastră. Chit că este vorba de felul în care scriem un mail, chit că este vorba de felul în care vorbim cu o persoană pe care n-am cunoscut-o niciodată până atunci, chit că este vorba de o decizie strategică într-un business de milioane de dolari. Pe de altă parte, această energie este foarte limitată. Și cel mai important este de asemenea să găsești o balanță perfectă între ce trebuie să replici și ce trebuie să, unde trebuie chiar să spui acea energie să inovezi. Astfel încât, ceea ce reușim să facem noi în momentul de față la Memohat este să creăm o cultură prin care testăm orice. Astfel încât nu stăm să mai analizăm foarte îndelugat în ședințe care nu se termină niciodată, care ar fi decizia cea mai bună din punct de vedere al business-ului. Nu. Ceea ce facem este total diferit. Orice decizie și orice părere este bună. Și orice părere trebuie testată, indiferent cine are acea părere.
Pentru chestia asta am creat așa un adevărat, o adevărată fabrică de a testa idei și de a testa concepte noi. E foarte ușor în domeniul în care activez eu, pentru că lucrurile se întâmplă foarte rapid. E foarte ușor să ai o idee, nu știu, despre o culoare a unui buton, în loc să fie zilele bis cu roșu, să fie cu albastru. Și în acel moment să spargi audiența ta în două bucăți foarte mari, jumătate să vadă zilele bis cu roșu, jumătate să vadă zilele bis cu albastru. Și practic, aici intră puțin partea de replicare. Sunt foarte, foarte multe elemente zilnic care nu ar trebui să punem multă gândire în ele. Ar trebui doar să le facem. Iar aceste lucruri trebuie doar testate. Sper că am reușit cumva să punctez cât de cât partea asta. Aș vrea pe cât posibil să primesc două întrebări de la dumneavoastră și am patru cărți de vizită. Vă aduc aminte că acesta este un eveniment de networking. Aș vrea să nu plec cu cărțile de vizită înapoi la eu. Cine îndrăznește să intre în arenă cu Cristi? Am eu o întrebare. Dan? Cum vă? Zic așa? Da, spune Dan, te rog. Foarte tare. Dezvoltați idei noi de jocuri sau îmbunătățiți solitaire-ul până când va fi perfect? Întrebarea a fost dacă dezvoltăm idei noi de jocuri sau dezvoltăm solitaire-ul, corect? Solitaire-ul, ați fi surprins cât de mult poate să fie dezvoltat. Again, idei simple sunt întotdeauna cele care poți să pui foarte, foarte, foarte multe inovații. În momentul de față, astăzi, echipa este structurată în două grupuri mari, egale. Jumătate dezvoltă prototipul de jocuri noi, jumătate dezvoltă jocul solitaire. Îți răspunde la întrebare? Da, ok, mersi. Mai aveți și aici. Am o întrebare dumneavoastră și se poate adresa și celor cu energia în același fel, în același timp. E vorba de replicare. Replicarea poate avea loc dacă sunt condiții de replicare și dacă se dorește la un moment dat ca replicarea să aibă loc. Mă gândesc ceea ce reprezint eu, o firmă de gazeificare a deșeurilor, de exemplu, în momentul ăsta, Guvernul României nu dorește să replice. Pot să spun chiar mai mult apropo de energie. Atunci când s-a dezvoltat energia, s-a atins mai devreme problema și n-a fost rezolvată totuși. Dezvoltarea care a avut loc pe energie alternativă solară și cea a vântului a fost dezvoltată din interesul unora, mult prea mult. Deci nu s-a calculat că la un moment dat nu o să bată vântul și o să fie totuși noapte. Și atunci va trebui să intre totuși grupurile de la Cernavodă funcționează tot timpul și pentru echilibrare trebuie să intre cărbunele. Numai că ca să dai drumul la cărbune te costă $500.000 o pornire. Și nu poți să oprești când bate vântul iarăși. Deci sunt niște probleme care le au cei cu energia datorită faptului că unii și-au luat 10-20% ca să facă parcuri eoliene și parcuri dintre acestea. Haideți să vă ajutați să formulăm o întrebare. Da, frumos. Deci întrebarea la dumneavoastră este, credeți că putem să replicăm în orice situație? Okay. Și v-am dat un exemplu. O să o privesc doar din punctul meu de vedere. Sunt multe alte companii care fac lucruri similare cu ceea ce facem noi. Sunt acele companii care au oameni mai inteligenți decât suntem noi. Sunt oameni care au terminat facultăți mai bune decât au terminat noi. Sunt oameni care n-au mâncat acea bezea. Din punctul nostru de vedere, prefer de multe ori să replic și să copiez ce au făcut alții până la un anumit punct, deoarece chestia asta îmi salvează ceva timp și ceva din energia mea de inovare. Corect, depinde de la o industrie la alta, sunt sigur că sunt multe, multe lucruri pe care nu pot fi replicate până la celălalt punct. Mai avem o întrebare aici. Una singură.
întreb cât timp ați jucat solitaire și întrebarea este cât de bine trebuie să știi zona în care activezi pentru a putea inova. Foarte bună întrebare, mulțumesc. Din punct de vedere al cât timp am jucat solitaire, este un lucru pe care merge așa puțin legat de principiile mele de viață. Sunt niște lucruri care au fost făcute când eram mic, care m-au marcat foarte mult. Spre exemplu, am primit un calculator, dar n-am primit internet. Și pentru asta am avut jocul solitaire, pe care am petrecut exagerat de mult timp jucându-l. Legat de cât de bine trebuie să știi domeniul respectiv pentru a reuși să faci, ce am omis să spun este că înainte să pornim Memohat, am mai avut 6 ani de zile de construire jocuri pe care m-a ajutat, între ele nu au mers. Deci, cumva, Benjamin, ce a spus mai devreme legat de succesul este doar o excepție într-o șiruire mare de eșecuri, relaționez perfect cu acest lucru. Mulțumim mult!